Bună ziua! Astăzi la Puterea Știrilor o să discutăm un subiect sensibil pentru guvernanții noștri. O să dezbatem un capitol la care România, din nefericire, este codașă și anume digitalizarea. Voi discuta toate aceste aspecte alături de invitatul meu de astăzi, Gabriel Baba, tânăr antreprenor și CEO al companiei DHC. Bună ziua, Gabriel, și îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea. Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație. Spune-ne în primul rând, cine este tânărul Gabriel Baba? Sunt un tânăr smerit, cu speranță într-un viitor mai bun, care încearcă în fiecare zi să devină mai bun decât ieri. Și am un vis. Visul meu este să văd România între primele 15 țări într-o Uniune Europeană unită și puternică. Sunt antreprenor, urmez cursurile facultății ASE, Finanțe Bănci, urmează să devin finanțist la bază și totodată urmez un curs la Cambridge Business Academy. Am fost voluntar în diferite organizații de tineret și studențești. Și am avut ocazia să lucrez și în administrația publică centrală. O scurtă perioadă de timp, însă m-am concentrat foarte mult a înțelege cum funcționează o astfel de administrație și a încercat să găsesc problemele de care lumea se tot plânge. Cum definești compania la care ești CEO? Compania la care sunt CEO este specializată în managementul documentelor și în soluții de tehnologie. O definesc ca pe o companie care dorește să aducă un plus de valoare în societate. După cum bine se observă, am încercat să distribuim riscul operațional. Activăm în două sectoare diferite, însă care au o legătură logică între ele și, ba mai mult de atât, se susțin una pe cealaltă. Acest lucru, desigur, creează și dezavantaje, precum o muncă mai mare în a gestiona aceste două profile de activitate, însă și avantaje, pentru că atunci când nu merge unul, merge celălalt și întotdeauna se pot susține unul pe celălalt. Pe ce valori se bazează această companie? Această companie se bazează pe responsabilitate, care este una din valorile noastre de bază, încrederea care oferim clienților noștri și pe care încercăm, desigur, să o dezvoltăm, integritatea, fără încredere nu poate să existe integritate, și excelența prin soluțiile pe care le oferim clienților noștri. Care, din perspectiva ta, care este prioritatea numărul 1 a acestei companii? Prioritatea companiei sunt clienții. Datorită lor existăm și datorită lor putem să ne dezvoltăm. Cum vă poziționați față de concurență? Eu cred că viitorul constă în parteneriate. Astfel să găsim parteneri care împărtășesc aceleași valori ca și noi și împreună să oferim soluții care să ne oferă o viață mai simplă și mai frumoasă. Am vorbit despre valori, am vorbit despre concurență, dar nu am vorbit despre cum a pornit ideea aceasta de compania DHC. Cum a pornit totul? A pornit dintr-o necesitate. Pe când lucram în cadrul unei administrații centrale, am realizat ce probleme mari există în managementul documentelor. Astfel am pus mai multe întrebări și am început să mă documentez despre ce înseamnă managementul documentelor. Și am ajuns la concluzia că este o mare provocare pentru fiecare companie și pentru fiecare instituție. Astfel am început să găsim soluții pentru a pune bazele acestei companii și pentru a oferi servicii de înaltă calitate. Și
pe parcurs a apărut și necesitatea de a dezvolta produse tehnologice pentru managementul documentelor. Cât de mare este compania? În momentul de față lucrăm mai multe persoane în mai multe regiuni ale țării și ne dorim în viitor să atragem și un investitor, un fond de investiții, care să ne permită o dezvoltare accelerată a companiei, poate în diferite regiuni în afara țării. Care este cea mai mare realizare acum că se încheie, ne apropiem de sfârșitul anului? Care poți spune, din punctul tău de vedere, că este cea mai mare realizare? A mea sau a companiei? A companiei? Vă spun sincer că echipa. Echipa pe care am reușit să o formăm în tot acest timp și care se mărește de la lună la lună.